Astăzi vom începe să studiem profețiile cu voi. Și vom avea foarte multe ore acest. Poate chiar până la sfârșitul anului vom avea ore de profeție. Și motivul este pentru că noi nu vrem să studiem doar așa superficial, vom studia foarte în detaliu fiecare cuvânt din din Daniel și Apocalipsa. И причина в том, что мы не хотим изучать поверхностно, но каждое слово из Даниила и Откровения. Astăzi însă n-aș dori să studiem din Daniel și Apocalipsa. Сегодня я бы не хотел, чтобы мы изучали из Даниила и Откровения. Astăzi vom studia o altă profeție referitoare la timpurile noastre. Мы будем изучать другое пророчество, относящееся к нашим дням. Din cartea lui Ezechiel. Из книги Иезекииля. Și motivul de ce vrem să studiem această profeție este pentru că această profeție ne arată de ce trebuie să studiem profeții. Profeția aceasta arată de ce astăzi noi avem nevoie să studiem profeții. Пророчество показывает нам, почему мы сегодня должны изучать все пророчества, записанные в Библии. Voi sunteți cu interesați, de ce noi trebuie să studiem profeții? Вам интересно, почему мы должны изучать? Înainte aș vrea să vă citesc un citat. În Fundamentele Educației, pagina 473. Основа воспитания. 473. Spune, fiecare student trebuie să tindă spre integritate. Mintea trebuie să se îndrepte cu reverență către cuvântul descoperit al lui Dumnezeu. С уважением. С уважением к Слову Божьему. Lumină și har vor fi date acelora care ascultă astfel de Dumnezeu. Свет и благодать будут даны тем, которые именно так слушают Слово Божье. Ei vor privi la lucrurile minunate ale legii Lui. Они будут смотреть на прекрасные вещи Его закона. Aici fiți atenți. Adevăruri mari, cărora nu li s-a dat atenție, și nu a fost văzute la cinzecime și au fost da. На которые не обращают внимания, но которые были видимы в день пятидесятницы. Не были видимы. Не были. Nu au fost văzute de la n-au fost văzute de la cinzecime, deci. De la cinzecime până acum nu s-a văzut așa ceva. Дня пятидесятницы до сегодняшнего дня эти вещи не замечали. Vor străluci din cuvântul lui Dumnezeu în splendoarea lor originală. Будут сиять из слова Божьего в их оригинальной в оригинальном блеске. Ce fel de adevăruri acestea mari? Что это за великие истины? Care interesant că Elena White asociază aceste adevăruri cu ziua 50-mi. Ce s-a întâmplat la ziua 50-mi? Интересно, что Елена White ассоциирует эти вещи с днём пятидесятницы. Что произошло в день пятидесятницы? A fost ceva special? Было что-то специальное? A fost revărsarea ploii timpurii. Și ea spune același lucru nu s-a văzut de el până când va veni și astăzi, când noi vom avea aceste adevăruri mari, vom studia aceste adevăruri mari. Эти вещи не были видны еще с дня пятидесятницы, то есть до того времени, пока люди не начнут изучать эти великие истины. Și asupra anume cui? Spune acelora care îl iubesc pe Dumnezeu cu adevărat. Duhul Sfânt le va descoperi adevărul care s-au șters din amintire. Și uitați ce scrie. Cei care mănâncă trupul și beau sângele Fiului lui Dumnezeu, vor scoate din cărțile Daniel și Apocalipsa adevăruri inspirate de Duhul Sfânt. Они вытащат из книг Даниила и Откровения истины, которые были вдохновляемы Духом Святым. Ei vor pune în acțiune forțe care nu pot fi oprite. И они поставят в действие силы, которые невозможно остановить. Ce fel de adevăruri? Что за истины?
în cărțile lui Daniel și Apocalipsa, Daniela și Откровение, studiate, изучаемые, vor pune pe oameni în acțiune. Эти вещи они поставят людей в движение. A se ruga este acțiune. Молиться это действие. A face lucrare misionară este acțiune. Misionerska работа это действие. A predica este acțiune. Проповедь это действие. De ce noi nu avem acțiune? Почему у нас нет действий? Noi nu studiem adevărurile mari. Потому что мы изучаем великие истины. Noi studiem adevărul. Мы изучаем истину. Sunt multe adevăruri. Есть много истин. Dar sunt niște adevăruri care ne pun pe noi în acțiune și din cauza că noi nu studiem aceste adevăruri, noi nu suntem în acțiune. Ce se întâmplă când studiem aceste adevăruri? Buzele copiilor se vor deschide pentru a proclama taine care au fost ascunse de mințile oamenilor. Usta детей откроются для того, чтобы провозглашать тайны, которые были забыты людьми. Și aici Ellen White face paralelă cu perioada reformațiunii. Când era prigonirea din partea Bisericii Catolice. Când valdenzii predicau. La un moment dat toți părinții au fost puși în închisoare. Știi cine a ieșit să predice? Copiii de 6 ani. Au ieșit să predice solia celor trei îngeri. Șocant. Șase ani. Știi ce așa? Șase ani copii au ieșit să predice cele trei solii îngerești. Șestiletnii dieti vârși să propovedă trohanghiescui vesti. Temiți-vă de Dumnezeu și îi explicau ce înseamnă să te temi de Dumnezeu. Dați-i slavă. Șocant. De ce? Pentru că ei studiau profeție cu părinții lor acasă. Am fost odată la... Am avut o săptămână de reînviorare în, la nord, satul Marinești. Și am petrecut cele trei solingerești, dar modul meu de a preda este, știți cum, da? Мы проводили трехангельскую весть, но вы знаете, как я преподаю, да? Уже заметили. Și în prima seară n-a fost ceva obișnuit. N-a fost ceva obișnuit. Не было что-то обычное. А prima seară am apelat ca oamenii să-și aducă Bibliile de acasă. Но в первый вечер я призвал людей, чтобы они взяли Библии из дома. Și a doua seară. Второй вечер. Oamenii au venit fără Biblie. Люди пришли без Библии. Dar toți copiii care au fost în sală în noaptea aceea au adus Biblia seara aceea. Все дети, которые были предыдущий вечер на служении, они принесли свои Библии. Și luau, și nu numai Biblia, au adus și caiet de a face conspect. Они также принесли тетради для того, чтобы делать конспект. Și notau și când auzeau versetul, mama îi întrebau și toți copii, când le rugam cineva din sală să citească, se sculau repede aici din față, cine mai repede citește versetul. Erau atât de entuziasmați să se spună, să citească, să... У них был такой энтузиазм, что когда я просил, чтобы кто-то читал стих, дети как бы между собой, кто быстрее встанет, прочитает, они записывали, они переспрашивали, где стих записан. După ce am terminat această săptămână. После чего я закончил эту неделю. Toți copiii aceștia s-au apropiat de mine și spun, noi vrem să învățăm la școală medicală misionară. Sedeți pădășii ca mine și spune, mă gătim ucițări medică misionerscă școli. Și am întrebat, tu câți ani ai? I-a spus, scopă de iulet. 7. Dar tu câți ani ai? 9. A tu câți? 10. A tu scolcă, 10. Și unul era de 12 ani. Iar n-am obla 12 ani. Mai trebuie să mai așteptați la 18 ani să veniți. Vam nujna pădășați, 18 ani nujna prieteni. Părinții care erau acolo în sală spun, nu știu ce s-a întâmplat copiii, nu știu, stau cu Biblia acasă. Родители, которые были в зале, они говорили, мы не знаем, что произошло с нашими детьми, они с Библией сидят дома. Адевărurile mari produc acțiune. Великие истины производят движение. Adevărurile cum ar fi, trebuie să ne iubim unii pe alții, trebuie să ne rugăm, să facem misiune, sunt adevăruri bune. Dar istine, astăzi poporul Dumnezeu are nevoie de adevărul mare. Și aceste adevăruri se află în profeție. Și spune când Domnul va folosi buzele copiilor. Și spune când Domnul va folosi buzele copiilor.
El va face de rușine pe cei oameni maturi și înțelepți. Он остудит именно этим взрослых людей и умных людей. Care se credeau a fi tari și mari. Которые считали, что они сильные и большие. Разумные. Cum v-ați simțit dacă astăzi a ieșit și un băiețel aici de 6 ani și v-a predicat cele trei însuri îngerești? Să vă citească așa, o predică. Trebuie să te dai cu pudră să nu se vadă roșii. Pudră e pomază, să nu ne vădă vădă покраснение лица. Da. Hai să vedem o profeție astăzi. Scrieți cu mine la Ezechiel, capitolul 37. Ezechiel, capitolul 37. Deschideți Bibliile, astăzi avem să studiem. Noi nu ne vom juca. Și vom citi multe versete. Nu uitați, profeția, de la profeția aceasta depinde mântuirea voastră și a mea. Ezechiel, capitolul 37. Ezechiel, capitolul 37. Și am citit primele două versete. Le citi eu, da? Mâna Domnului a venit peste mine și m-a luat în Duhul Domnului și m-a pus în mijlocul unei văi plin de oase. Була на мне рука Господа, и Господь вывел меня духом и поставил меня среди поля, и оно было полно костей. Deci, în versetul acesta, dominațiunea care este dată este mâna Domnului. Dominirul și lițos, ca așa. Deci, mâna Domnului spune că a luat pe Ezechiel și l-a dus în Duhul, într-un mijlocul unei văi și în aceste vale sunt multe oase. Nu uitați, asta este o profeție și noi vrem să știm simbolurile ei. Deci, primul rând, vrem să știm ce este mâna Domnului. Al doilea lucru care este necunoscut nou aici este... Ce? A? De ce el a fost duh, sunt duhuri? Почему именно в духе? То есть вывел меня духом, да? Un alt lucru care nu ne este cunoscut este unde este această vale. Где находится это поле? Vale. Это долина. Și în plus la asta noi vrem să știm ce-i cu oasele uscate. Plus că noi putem să știm ce-i за сухие кости. Deci, mâna Domnului, Duhul Domnului, Duh, valea, poli, și oasele uscate. În Biblie, când dai căutare la cuvântul mâna Domnului, expresie, veți găsi trei explicații. Trei explicații de ce e mâna Domnului. Trei locuri unde poți să găsești mâna Domnului. Bine, sunt mai multe locuri în Biblie cu mâna, expresia asta, mâna Domnului. Dar anume scopurile le poți sumariza în trei direcții. De ce Domnul folosește mâna sa? Pentru ce scop? Îl scrieți cu mine la Exod, capitolul 13, versetul 3. Exod 13 cu 3. Am încercat să mergem mai încet ca să puteți să prindeți ideea.
Exod 13 cu 3. Cine a deschis, vă rugăm să citiți. Voi ne-a zis poporului, aduceți-vă aminte de ziua aceasta, când ați ieșit din Egipt, din casa robiei, căci cu mână puternică v-a scos Domnul de acolo, să nu mâncați pâine de dospită. Așa. Deci, pentru ce era folosită mâna Domnului? Deci, din ceva vă l-ai spus în mâna Domnului? Dar când spune despre, e clar că despre izbăvire, dar aici vorbește despre ceva încă. Mâna puternică, deci, deci ideea este că mâna, când este pusă mâna Domnului, vine puterea, da? Putere. Și în afară de aceasta, spune că cu mâna Domnului v-a scos. Scoate, da? Deci, El ne scoate. Cu mâna puternică. Încă pentru ce este folosită mâna Domnului? Deci voi și eu spuneți ruca Gospodin. Isaia 19 cu 16. Isaia 19 cu 16. În ziua ce Egiptul va fi ca o temeie, va tremura și se va teme văzând mișcarea mâinii Domnului oștirilor, când o va ridica împotriva lui. Ce se întâmplă când vine mâna Domnului? Vine putere. El cu mâna Domnului ne scoate. Și este aici. Ce face Egiptul? Tremur. Cum este alt cuvânt pentru cuvântul tremur, pentru că în original nu este folosit cuvântul tremur. Este și одно слово, потому что в оригинале не используется слово дрожит. Какое слово еще используется? Respect? Nu. Уважение. Ce faci cu ciurul? Cu ciurul ce faci? Ciur. Sita. Trisom. Așa. Și cum se numește asta? И как это называется? Cernere. Просеивание. Cernere. Просеивание. În original este folosit cuvântul shaking. Cernere. В оригинале используется именно это слово. Просеивание. Că vine mâna Domnului, vine puterea. Când vine puterea, ea ne scoate. Нас. Și în afară de aceasta are loc o cernere. Deci mâna Domnului este folosită pentru trei scopuri. Deci când ai versetul acesta 37, când spune că mâna Domnului a venit peste mine, înseamnă că mâna Domnului a venit peste Ezechiel pentru aceste trei scopuri. Pentru ca să-i dea putere, pentru ca să scoată ceva din el, sau să-l scoată de undeva, și noi vedem că l-a scos, l-a luat dintr-un loc și l-a pus în altul, da? Și în afară de aceasta, pentru că va avea loc o cernere în viața lui Ezechiel. E clar până aici? De ce Ezechiel, când a fost luat de mâna Domnului, era în Duhul? Pentru ce el avea nevoie de Duhul Domnului atunci, în acel moment? Hai să deschidem la Exod. Numeri, capitolul 11. Numeri, capitolul 11.
Și vom citi versetul 23 până la 25. 23 până la 25. Poftim. Domnul a răspuns lui Moise, nu cumva s-a ascultat oare mâna Domnului? Te vedea acum dacă ceea ce ți-am spus se va întâmpla sau nu. Așa. Moise a ieșit și a spus poporului cuvintele Domnului. A adunat 70 de bărbați din bătrânii poporului și a pus în jurul cortului. Așa. Domnul s-a coborât în nor și a vorbit lui Moise. A luat din Duhul care era peste el și l-a pus peste cei 70 de bătrâni. Și de îndată ce Duhul s-a așezat peste ei, au început să prorocească, dar după aceea n-au mai prorocit. Așa. Deci, se întâlnesc aici două lucruri interesante. Când vine Duhul Domnului, vine și ce? Prorocie. Noi nu știm despre ce au prorocit astea, dar noi știm faptul că când a venit Duhul Domnului, atunci ei au început să prorocească. Noi ne знаем, о чем они пророчествовали, но мы знаем, что когда пришел Дух Святой, Дух Божий, они начали пророчествовать. Deci noi avem prorocia. То есть у нас есть пророчество. Și noi avem Duhul. У нас есть Дух. Ce vă zice expresia asta? Что говорит вам это выражение? Hai să vă ajut, Oleg. Duhul prorociei. Pentru că cuvântul Duhul este Spirit. Da? Da, Duh. Duh, правильно, на русском правильно, на румынском просто чуть-чуть. Spiritul profetic. Da, Duh prorocesc. Deci ce înseamnă că Ezechiel a fost dus în Duhul? Что значит, что Ezechiel был vadim Duhul или El a fost condus de spiritul profetic. E clar? Spiritul profetic, să știți că nu se referă doar la Ellen White aici. Spiritul profetic este acel duh care Dumnezeu ne dă pentru a avea posibilitatea de a proroci. Și bine, Elena White avea acest duh de prorocie, dar aici ea nu era încă. Elena White avea acest duh, но здесь, в этих стихах, ее еще не было. E clar? Понятно, да? Altă necunoscută, nu, este vale. Следующая вещь для нас, которую мы не знаем, это поле или долина. Ce în Biblie este asociat cu vale? Что в Библии ассоциируется с долиной? Deci să știți că în Biblie, când citiți Biblia, totdeauna veți găsi două expresii, două descripții de locuri. Un loc este numit vale și un loc este numit munte. Și în Biblie, când citiți Biblia, puteți să dați căutare cuvântul munte și veți găsi toate expresiile cu munte și veți găsi și vale și veți găsi toate expresiile cu vale. Долину или поле. Е, да? Ясно. Дарк, да, bine, mai târziu să vă explic. Hai să citim cu ce se asociază valea. Давайте прочитаем, с чем ассоциируется долина. Pentru a înțelege acest lucru, cred că merită să mergem tocmai la prima carte a Bibliei, Geneza, pentru că de acolo se începe valea. Для того, чтобы понять это, я думаю, что нам нужно пойти в первую книгу Библии, потому что оттуда начинается долина. Первое слово, где упоминается долина. Да. Geneza 11:1. 11:1. Бытие 11:1. Geneza 11:1. Cine a deschis, vă rogăm să citim. Tot pământul avea o singură limbă și același cuvânt. Și mai departe. Pornind el în fește răsărit, înspre răsărit, au dat peste o câmpie în țara Cinear și au descălcat acolo. S-au descălicat. Trei? Ajunge. Cine sunt aceștia? Acum ce-i spăvăriți? Cei care au făcut turnul Babel. Oamenii care au început să construiască turnul Babel. Люди, которые начали строить Вавилонскую башню.
Erau după voia lui Dumnezeu oamenii aceștia? Da. De unde vin ei? Откуда они идут? Откуда они приходят? E logic și chiar de asta poți înțelegi. Dar capitolul 11 este o continuare a capitolului 10. Capitolul 10 vorbește că despre Noe și urmașii lui. Noe și urmașii lui trăiau pe muntele care? Unde s-a oprit corabia? Era pe muntele Ararat. Și acolo s-a oprit. Aștia nu le-a plăcut ideea de a trăi cu oamenii sfinți și au coborât în vale. Puteți să citiți acest lucru încă în Patriarhi și Profeți. Unde spune că urmașii lui Set trăiau în munți și urmașii lui Cain trăiau în vale. Где написано, что последователи или дети Сиф, они жили на горе, а дети Каина жили... Каин по чьей репрезенте? Каин кого представляет? Păcătoși care sunt rezvrătești. Și Set pe cine reprezintă? A Sif cavo credincioși. Credincioși. Deci, ce am înțeles noi de aici? Oamenii credincioși trăiesc în munți. Oamenii păcătoși trăiesc în vale. Hai să mai citim un verset. Daniel 3:1. Daniel 3:1. Împăratul Nebucadnețar a făcut un chip de aur, în alt de 60 de porți și larg de 6 porți. L-a ridicat în Valea Dura, în ținutul Babilonului. În Valea Dura. La Poli de Iri, или на долине de Iri. Da? 3:1. Deci, observăm că nu s-a schimbat însemnătatea văii în timpul lui Daniel. În Geneza, în vale, trăiau păcătoși și construiau turnul Babel. În Daniel, împăratul Nebucadnețar al Babilonului construiește un chip de închinare iarăși, păgân. În vale? На долине. În munte am văzut. На горе? Unde? Iarăși în vale. Deci valea în Biblie este asociată cu Babilonul. То есть долина в Библии ассоциируется с Вавилоном. Babilonul. Вавилон. Bun. Хорошо. Deci, cu alte cuvinte, hai să facem o concluzie. Давайте другими словами сделаем вывод небольшой. Мына Домнулой. Рука Господня. L-a luat pe Ezechiel. Взяла Езекииля. În spiritul profetic. В духе пророчества. Și l-a dus în Babilon. И отнесла его в Вавилон. E clar? Понятно, да? Да? E clar până aici? Ce vede el acolo în Babilon? Что он видит там в этом Вавилоне? Oase, nu vase, oase uscate. Costi, suhi costi. Ce reprezintă oasele uscate? Nu este prea complicat, doar citim câteva versete mai târziu, 11 și 12 din același capitol. Ezechiel 37, vom citi versetul 11 și 12. Noi vrem să știm cine sunt aceste oase uscate. Că Dumnezeu dă explicație. Poftim, cine a deschis citești? Ezechiel 37, cu 11 și 12. El mi-a zis, fiul omului, oasele acestea sunt toată casa lui Israel. Iată că ei zic, mi s-au uscat oasele, mi s-a dus nădejdea, suntem pierduți. De aceea, prorocește și spune-le, așa vorbește Domnul Dumnezeu,
Iată, vă voi deschide mormintele, vă voi scoate din mormintele voastre, poporul meu, și vă voi aduce iarăși în țara lui Israel. Cine este oasele uscate? Tu să fie casă. Casa lui Israel. Domnul Israel. Și casa lui Israel este numit de asemenea și poporul... Domnul Israel, cum și numește? Poporul lui Dumnezeu. Hai să scriem așa, să nu mai avem. Poporul lui Dumnezeu. Noi napisem narod Boji. Deci, toți. Mâna Domnului l-a luat pe Ezechiel, în spiritul profetic, și l-a dus în Babilon, ca să vadă poporul lui Dumnezeu acolo. E clar? Acum, cum au ajuns poporul lui Dumnezeu în Babilon? Și cum că s-au uscat? Deci, cum a devenit oasele aceste uscate, uscate? Da? Hai să aflăm. Dar înainte de a merge la această... Când, este, când spune cineva sunt oase uscate, asta înseamnă că este o persoană vie sau moartă? A, deci înseamnă că sunt moarte. E clar, da? Deci, în afară de această verset 12 spune să scot din mormânt. Deci în mormânt stă oamenii morți. E logic. Dar când omul moare? Când cel de cum era aia? Nu mai are și plan. Bun. Nașa vremea lor. Poate au vremea lor. Și moartea are vremea. Hai să vedem de ce moare oameni. Hai să vedem de ce moare. Amos 11 cu 12. Amos capitolul 8, versetul 11 și 12. Amos 8, 11 și 12. Amos capitolul 8, versetul 11 și 12. Amos 8, 11 și 12. Iată vin zile, zice Domnul Dumnezeu, când vă trimite foamete în țară. Nu foamete de pâine, nici sete de apă, ci foamete și sete după auzirea cuvintelor Domnului. Vor priveți atunci de la o mare la alta, de la mează zi, de la mează noapte la răsărit. Vor umbla istoriți încoace și încolo, ca să caute cuvântul Domnului și tot nu vă găsi. De ce cauză moare omul? Că ce nu ce l-ai mea cum erai? N-are ce mânca. Și când se referă la n-are ce mânca, se referă la ce? E că dar nu zis că e ceva cușit, că ce mânca, a ce la cuvântul lui Dumnezeu. A slovii Boșii. Deci poporul lui Dumnezeu, deci narod Boșii, fiind în Babilon, Babilon, au dus lipsă de cuvântul lui Dumnezeu. O ei pe nedostatec slovo Boșii. Și din cauza aceasta au murit. Из-за этого они умерли. E clar? Ясно, да? Acum. Теперь. Alt motiv de ce omul moare. Другая причина, по которой человек умирает. Al doilea motiv. În Apocalipsa, capitolul 2. Откровение, 2 глава. Versetul 20 și 21. 20-21 стихи. Apocalipsa, capitolul 2, versetul 20 și 21. Откровение, 2 глава, 20-21 стихи. Dar iată ce am împotriva ta. Tu lași ca Izabela cum e aceea care se zice prorociță să învețe să amăgească pe robii mei și să se dea la corbie și să mănânce din lucrurile jertfite idolilor. I-am dat probleme să se pocăiască, dar nu vrea să se pocăiască de corbia ei. Ce face femeia asta, Izabela? Ce face femeia asta, Izabela? Apocalipse, capitolul 2, versetul 20 și 21. Atrăvenie, întărăi, global, învățării, păsării. Să bea vin omul din Dumnezeu și
Nu, 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 vină mâinile Dumnezeu, le dă hrană. Она питает их. Le dă hrană жертвите идолю. Она дает им еду, которая была идоложертвенная. Hrana care de înșelăciune, da, e înșală, да? Еда, которая обманывает. De ce poporul Dumnezeu a murit? Почему народ Божий умер? Pentru că a fost intoxicat. Потому что они были интоксифицированы. Când poți să mori, sigur, că de mai multe motive. Конечно же, можно умереть от более... Dacă privești la, când privești la hrană, но когда смотришь на еду, poți să mori din cauza că nu ai hrană, можешь умереть из-за того, что у тебя ее нет, sau când ai hrană otrăvită. Или когда у тебя еда отравлена. Israel a trecut prin aceste două... Israel прошел через эти два вида питания. Primul, ei au dus lipsă de cuvântul lui Dumnezeu, ceea ce a dus la moarte. Și într-a doilea rând, Babilonul i-a hrănit cu hrana pe care o au ei. Copiii lui Dumnezeu au murit. Și versetul 12 spune că au fost înmormântați. Păgrăbine. Da, vă aduceți aminte, din morminte spune că îi vor scoate, asta înseamnă că ei sunt în mormânt. Ce sunt în morminte? Matei, capitolul 23, versetul 37. Matei 27. Matei 23 cu 27. Vai voi cărturași frații pe țară, deci pentru că voi sunteți când mormintele văruite care pe din afară se arată frumoase, chiar de dinăuntru sunt pline de oasele mortelor și de orice fel de necăție. Deci înăuntru sunt oase și care este plină oase de necurăție. Deci oasele sunt necurate. Cum? De ce oasele acestea sunt necurate? Почему эти кости нечистые? Asta ține de ce și interiorul tău, oasele de șoară și deci când altul ani știi. Dar ce înseamnă când oasele sunt necurate? Что значит, когда кости нечистые? Deschis la Apocalipsa, capitolul 18, versetul 2. Cine este necurat în Biblie? Откровение, 18 глава. Cine se spune Biblia că este necurat? 18:2. Apocalipsa 18:2. Mariana, dacă ai deschis, citești. El a strigat cu glas tare și a zis, a căzut Babilonul cel mare, a ajuns un locaș al dracilor, o închisoare a oricărui duh necurat, o închisoare a oricărei păsări necurate și urâte. Cine este necurat? Tot necist. Babilonul. Babilon. Și oasele acestea au murit din cauza că au dus lipsă de cuvântul lui Dumnezeu. S-au intoxicat de mâncarea Babilonului. Dar și au fost necurate pentru că au trăit în mijlocul babilonienilor. E clar? Până aici? Hai să citim versetul 2 din Ezechiel. Ezechiel, capitolul 2. Capitolul 37, ce scuze, versetul 2. Citim versetul 1, noi am citit, acum versetul 2. M-a făcut să trec pe lângă ele, de jur împrejur, și iată că erau foarte multe pe față văie și erau uscate de tot. Expresia aceasta, oase uscate de tot, trebuie înțeleasă. Deci nu că au fost uscate doar. Ele au fost uscate de tot. Acum am o întrebare logică pentru voi. Ce face ca oasele să fie uscate de tot? Ce помогает
Ce influențează asupra oaselor ca oasele să fie uscate de tot? Timpul. 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 Deci, dacă moare o vacă sau ceva și stă acolo pe deal, se usucă și până nu se usucă oasele de tot, este nevoie de ceva timp să treacă, da? Например, если, скажем, корова умирает и лежит где-то на поле, нужно долгое время для того, чтобы у нее высохли кости полностью. E clar? Понятно, deci, да? Pentru ca oasele să fie uscate de tot, timpul influențează. Для того, чтобы кости были полностью сухи, для этого нужно время. Și noi știm că oasele reprezintă poporul lui Dumnezeu. Мы знаем, что кости представляют народ Божий. Acum, cât timp poporul lui Dumnezeu a fost în Babilon și a fost hrănit de intoxicat încât s-a uscat de tot. Deci, era, deci nu era nicio vlagă în el de adevăr cu altul. Cât? Scrieți la Apocalipsa, capitolul 12. Ce perioadă au fost oasele acestea uscate? 12 cu versetul 6. Femeia a fugit în pustie într-un loc care e gătit de Dumnezeu ca să fie hrănit acolo 1260 de zile. Câte? 1260 de zile. Hai să ne citim. Deci, ce face ea acolo? Versetul 14. Și cele două aripi ale vulturului celui mare au fost date femeii ca să zboare cu ele în pustie. În locul ei unde este hrănită o vreme bune și jumătatea unei vreme, departe de fața șarpelor. Este aceeași perioadă și 1260. Și noi suntem buni studenți ai Bibliei. Și 1260 de zile, asta câți ani? Unde scrie? Nu mă nu spuneți că în Biblie. Aici am stat pe toate sezonul. Eu v-am dat, eu. Asta a fost o lună urmă, v-am dat, știu precis că v-am dat. Mesec назад, я знаю точно, что давал вам стихи, где это записано. Da, eu veru v-am și Ezechiel. Ezechiel, vă znaiți scopul de la mine. Cât? 4-6. Ezechiel 4-6. Ezechiel 4-6. Și încă unde? Și unde? Cu? 34. Eu vezi că v-am spus că v-am dat. Deci, 1260 de ani. 1260 de ani. Cât timp au nevoie oasele ca să se usuce? Сколько времени нужно костям, чтобы высохнуть? În 1260 de ani se usucă oasele? За 1260 дней лет они высохнут? Din aici să spun că o trebuie în Olanda de ani. S-a uscat total în 1260 de ani. Они полностью высохли за 1260. De intoxicarea Babilonului. De lipsă de cuvântul lui Dumnezeu. Poporul lui Dumnezeu a fost uscat de tot. Deci este o stare foarte jalnică. Stare de parcă pare că nu mai este nicio soluție. Și totuși apare o întrebare. În versetul 3. El mi-a zis, fiul omului, vor putea oasele acestea să învieze?
Eu am răspuns, Doamne Dumnezeule, Tu știi lucrul acesta. И сказал мне, сын человеческий, а живут ли кости сии? Я сказал, Господи Боже, Ты знаешь это. Vor învia oasele acestea? А живут ли кости? Pot ele să trăiască? Могут ли они жить? Când El întreabă despre oase, El întreabă, va putea poporul meu să învieze iarăși la viață? Когда он спрашивает, может ли мой народ снова жить? Poate oare să învieze El să-și revină la viață? Nu uitați, când se termină perioada de 1260 de ani? Se termină perioada de 1260 de ani. O perioadă de foame. Și când se termină această perioadă, Dumnezeu întreabă pe Ezechiel. Poporul meu va putea să-și învieze în perioada aceasta? Și vom vedea la lecția următoare dacă poate. На следующем уроке мы увидим, если он может. Și ce va face pe poporul acesta să învieze? И что поможет этому народу воскреснуть? De ce vom lua o pauză acum? Поэтому мы возьмем паузу. 10 минуте. Cine vrea să se roage? Кто хочет помолиться в конце? Просто скорбь рогачение. Хорошая молитва. Миша, помолись, пожалуйста. Давай, хай с ней ты кому-то.